Evanghelia după Luca, la capitolul 18. Vom citi primele 8 versete. Evanghelia după Luca, de la versetul 18, primele 8 versete. Apoi vom sta înaintea Domnului într-un moment de rugăciune, conștienți că doar Duhul lui Dumnezeu ne poate pregăti mintea și inima să ascultăm, să înțelegem, să credem și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne rugăm fiecare în Duhul lui. Cu voce tare ne va conduce fratele Daniel Pop. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Este întrebare. Răspunde la întrebarea aceasta. Și venim împreună în rugăciune. Una dintre binecuvântările pe care le avem când stăm aici în față este să vedem copiii care vin la binecuvântare, să le vedem și fața. Sunt atâta de frumoși încât nu poți decât să te rogi și să spui, Doamne, te rugăm să-i binecuvintești și să-i păzești. Dacă l-ați vedea pe Kevin după ce ne-a cântat, cât de frumos doarme. A zice, este darul lui Dumnezeu și numai Dumnezeu putea da un asemenea dar. Să vă binecuvinteze Domnul. Mulțumim Domnului pentru slujirea corului bărbătesc și să vă binecuvinteze Domnul. În dimineața aceasta, mesajul este, de ce nu răspunde Dumnezeu imediat la toate rugăciunile? De ce nu răspunde Dumnezeu imediat la toate rugăciunile? Găsim pe paginile Scripturii oameni care s-au rugat și înainte de a încheia rugăciunea au primit răspunsul. Bucuria este greu de exprimat în cuvinte. Găsim alți oameni pe paginile Scripturii care s-au rugat și Dumnezeu a tăcut. A tăcut vreme îndelungată. N-a răspuns la rugăciunea lui Avram, părintele tuturor celor credincioși. 25 de ani. Nu i-a răspuns la rugăciune. De ce? Ca să înțelegem ce se întâmplă în relația celui credincios cu Dumnezeu, este important să ne aducem aminte că Dumnezeul căruia ne închinăm noi, Dumnezeul adevărat, nu este un obiect neînsuflețit, o statuie sau alt obiect, nu este o energie impersonală, nu este ceva difuz în univers, ci Dumnezeul adevărat căruia ne închinăm noi este un Dumnezeu personal. Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Un Dumnezeu care are intelect, un Dumnezeu care are sentiment, un Dumnezeu care are voință, un Dumnezeu care comunică, un Dumnezeu care vorbește.
Un Dumnezeu care intră în relație personală cu ființele pe care le-a creat El și pe care le-a înzestrat cu personalitate. Ființe care la rândul lor au intelect, sentiment și voință. Și Dumnezeu Creatorul a creat aceste ființe cu personalitate ca să poată comunica, să poată vorbi cu ele. De aceea când citim Scriptura, vom găsi mereu expresii de felul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ieremia. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Avram. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Iona. Dumnezeul personal este un Dumnezeu care vorbește, comunică. Modul în care Dumnezeu comunică este prin cuvinte și prin fapte. Dumnezeu vorbește și Dumnezeu lucrează. Cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu sunt modalitățile prin care Dumnezeu comunică. Vorbele lui Dumnezeu sunt totdeauna însoțite de faptele lui Dumnezeu. Dar, uneori, Dumnezeu ne comunică ceva prin fapte, prin cuvinte, și faptele sunt imediat. De exemplu, când Domnul Dumnezeu a zis să fie lumină, Biblia spune imediat a fost lumină. Cuvântul lui Dumnezeu s-a exprimat în faptă. Sau cuvântul lui Dumnezeu a fost însoțit de faptă. Alteori, Dumnezeu a vorbit și a anunțat fapte ale Lui care se vor împlini în timp. De exemplu, Dumnezeu i-a vorbit lui Daniel despre istoria poporului Israel și i-a spus că 70 de săptămâni de an vor trece până când Dumnezeu va împlini cuvântul pe care l-a spus. Adică 490 de ani. A vorbit Dumnezeu, dar faptele pe care le-a comunicat în vorbe s-au împlinit după 490 de ani. Când Dumnezeu comunică prin vorbe, prin fapte, Dumnezeu lucrează într-un mod care îi demonstrează dumnezeirea Lui, suveranitatea Lui și planul Lui etern. Noi, la rândul nostru, am fost înzestrați de Dumnezeu cu facultăți de comunicare și noi putem vorbi cu Dumnezeu. Și noi vorbim cu Dumnezeu și vorbirea noastră cu Dumnezeu este prin cuvintele rugăciunilor noastre. Noi îi vorbim lui Dumnezeu în rugăciune. El ne vorbește în Scriptură, în cuvântul Lui. Ne vorbește prin faptele pe care ni le comunică în cuvintele Lui. Noi îi vorbim lui Dumnezeu în rugăciune și în faptele noastre. Și faptele noastre vorbesc. De aceea zice Domnul Iisus, după faptele lor îi veți cunoaște. Faptele noastre vorbesc despre noi, comunică despre noi. Acum când noi ne rugăm, ne rugăm și îi cerem lui Dumnezeu lucruri sau îi cerem lui Dumnezeu să facă acele fapte pe care ni le dorim noi. Rugăciunile noastre se adresează lui Dumnezeu și în urma rugăciunilor așteptăm ca Dumnezeu să răspundă prin fapte. Așteptăm faptele Lui. Și uneori Dumnezeu răspunde imediat prin faptele Lui. De exemplu, când ucenicii au fost pe mare și s-a stârnit o furtună și a intrat spaima în ei, l-au trezit pe Domnul și i-au spus, Doamne, nu-ți pasă că pierim. Domnul s-a uitat la valurile mării și la vânt și a spus, taci fără gură. Și Biblia spune, și imediat s-a făcut
o liniște mare. Dumnezeu a răspuns prin fapte. Și faptele acestea te cutremură. Când apostolul Petru, împreună cu tovarășii lui de pescuit, i-au spus Domnului că toată noaptea s-au trudit și nu au prins nimica. Domnul le-a spus, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei. Au aruncat-o și s-au umplut de pești, că abia mai puteau trage mreaja cu pești. Imediat au venit faptele lui Dumnezeu. Petru s-a înfiorat și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Numai asta n-aș fi crezut-o. Dar sunt și acele împrejurări în care noi ne rugăm, așteptăm ca Dumnezeu să lucreze prin faptele Lui și Dumnezeu, zice cuvântul în Luca 18, zăbovește. Nu răspunde imediat. Perioada aceea de când ne-am rugat până când Dumnezeu răspunde este o perioadă deosebit de grea. Este o perioadă de incertitudine. Oare a ajuns rugăciunea mea până la El? Oare Dumnezeu a ascultat rugăciunea mea, i-a dat importanță? Noi spunem uneori despre rugăciunile ale noastre că au ajuns până la tavan. Adică sunt rugăciuni care au atâta putere să ajungă până la tavan. Ne-am rugat și ne întrebăm, oare rugăciunea mea a ajuns la tronul de îndurare a lui Dumnezeu sau nu a ajuns? Ne întrebăm dacă Dumnezeu e de acord cu ceea ce am cerut noi sau nu e de acord. Și în perioada aceea în care așteptăm să vedem dacă Dumnezeu răspunde sau nu, este o perioadă grea de incertitudine și de încercare. Perioada aceea de așteptare este grea, grea, grea de tot. Și datorită faptului că este o perioadă grea, impactul acelei incertitudini se răsfrânge asupra vieții noastre de rugăciune. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu renunțe, să nu abandoneze. Să se roage necurmat și să nu renunțe, să nu se lase. Această afirmație a Domnului că trebuie să se roage necurmat este în contextul întrebării fariseilor despre împărăția lui Dumnezeu. În capitolul 17, versetul 20. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. L-au auzit pe Domnul Iisus predicând și spunând împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dar au trecut de atunci vreo 2 ani de zile și fariseii îl întreabă, și când va veni împărăția? Te-am auzit vorbind despre ea, dar faptele nu sunt nicăieri. Și Domnul Iisus le răspunde fariseilor și apoi le dă o învățătură ucenicilor. Fariseilor le răspunde și le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Le spune fariseilor, așteptările voastre sunt așteptări neconforme cu promisiunea lui Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu nu vine într-un fel care să izbească privirile, într-un fel de șoc vizual sau auditiv. Și le spune, și iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru sau între voi. Farisei întreabă, unde e împărăția? Și Domnul Iisus spune, în fața voastră. Pentru că El este împăratul împăraților și domn al domnilor.
Și când a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ, a adus-o în nașterea lui din fecioară, în Betleemul din Iudeia, într-o iesle, și-a crescut în obscuritate, dar purta cu sine esența împărăției lui Dumnezeu. Și farisei întreabă unde este. Ei așteptau un spectacol care să șocheze lumea. Și Domnul spune, împărăția este înaintea voastră, dar ei nu o văd. Apoi a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zile Fiului Omului și nu o veți vedea, și le explică faptul că din momentul acela până la venirea în glorie a împărăției lui Dumnezeu, la a doua lui venire, va fi o vreme lungă. Va fi o perioadă îndelungată. În perioada aceea îndelungată, ucenicii vor tânji să mai prindă una din zile când Domnul a fost prezent cu ei în trup. Și le explică toate greutățile și prigoanele și toate suferințele de care vor avea parte până la venirea a doua a Domnului Iisus. Și le spune El că atunci când va veni a doua oară, va veni pe norii cerului și orice ochi îl va vedea. A doua lui venire va fi o venire care va spinteca cerurile. Și oamenii îl vor vedea pe cel pe care l-au străpuns. Dar până atunci, spune Domnul, va fi o perioadă îndelungată. Ce să faceți în timpul acela de așteptare? Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Dacă a fost greu să vorbești despre așteptare în vremea ucenicilor, în vremea noastră este și mai greu. De ce? Noi trăim în vremea în care vrem imediat, instant, orice. Așa-i? De exemplu, bunicul meu din partea tatălui a plecat după primul război mondial în America la lucru. Și după câțiva ani de zile după ce a ajuns în America, a venit la burzuc prima scrisoare din America. Luni de zile a tot venit scrisoarea aceea după ce a pus-o la poștă în America. După ce au citit-o cei acasăi și i-au răspuns, au pus și ei scrisoarea la poștă și au trecut 9 luni de zile până a ajuns scrisoarea la bunicu. Așa e că e vreme lungă. Astăzi primesc un e-mail din America sau un mesaj pe WhatsApp sau pe message. Cât timp am ca să răspund? Ce ziceți? Dacă nu răspund imediat, vine al doilea, ați primit mesajul meu. Trăim într-o vreme în care nu mai avem răbdare. Și pentru că nu avem răbdare, vrem toate lucrurile imediat. Mi se întâmplă uneori să fiu în călătorie și primesc mesaje și n-am cum să răspund că sunt în călătorie. Și pe când ajung undeva unde pot să mă conectez, să-mi verific corespondența, am câte 6, 7, 10 mesaje următoare. De ce nu mi-ați răspuns? Sunteți supărat pe mine, nu vreți să îmi răspundeți. Intră într-un fel de nesiguranță, un fel de agitație. De ce nu-mi răspundeți? Dar nu-i vorba de noi acum. Trimitem mesaje spre cer. Și așteptăm. Și Domnul spune, în vremea aceea, rugați-vă neîncetat și să nu abandonați rugăciunea. Continuați să trimiteți mesaje spre cer. Și ca să le dea ucenicilor și o lecție practică, le-a spus următoarea întâmplare. Într-o cetate era un judecător. În vremea aceea nu erau tribunale, curți de apel cu mai mulți judecători, ci într-o cetate mică era un singur judecător. El era cel care asigura accesul, dreptul la justiție a cetățenilor din localitatea respectivă.
Într-o cetate era un judecător și acum ascultați ce fel de judecător. Care de Dumnezeu nu se temea, adică cine-i Dumnezeu? De ce să ascult eu de Dumnezeu? De ce să fac eu justiție ascultând de Dumnezeu? Un om care spune, nu mă tem de Dumnezeu, eu sunt mai tare ca Dumnezeu. Aici, în cetatea aceasta, eu sunt Dumnezeu. Și de oameni nu se rușina. Adică n-are frică de Dumnezeu și nu are rușine de oameni. Ai vrea să te duci la el, să ai procesul tău strămutat la judecătorul acesta? Ai vrea? Dar nu-l poți recuza. N-ai cum să scapi de el, că el este singurul și el are toată autoritatea judecătorească. Situația este absolut fără speranță. Și acum ne spune Domnul Iisus și întâmplarea aceasta este relatată de Domnul. Și este relatată de Fiul lui Dumnezeu care a venit din cer la noi și care cunoaște toate lucrurile. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. În vremea respectivă, o femeie văduvă era în cele două categorii cele mai vulnerabile posibil, adică fără niciun fel de apărare în societate. Văduvele și orfanii. O femeie văduvă este o femeie fără niciun fel de protecție. O femeie văduvă este atât de vulnerabilă încât nu are niciun fel de apărare din partea nimănui. Nu mai are pe nimeni. Dacă ar fi avut pe cineva din familie, persoana respectivă, dacă era bărbat, ar fi trebuit să meargă să-i apere dreptul, dar nu mai are pe nimeni. Este cea mai vulnerabilă, cea mai neajutorată persoană din cetate. Și este abuzată de cineva. Cineva o nedreptățește. Un om rău, care se uită la femeia aceasta vulnerabilă, fără apărare, și care abuzează de vulnerabilitatea ei. Ce să facă? Femeia se duce la domnul judecător cu petiția ei și îi spune, fă-mi dreptate, sunt nedreptățită. Cineva mi-a făcut rău, m-a nedreptățit, fă-mi dreptate. În pricina pe care o am cu pârâșul meu. Și domnul judecător nici nu se uită la ea, nici nu o bagă în seamă, trece pe lângă ea și o ignoră total. Intră în biroul lui și își vede de afacerile lui, de programul lui și nici măcar nu se oprește în dreptul femeii să întrebe cine e cel care ți-a făcut ce nedreptate și să ia măcar informațiile generale așa de bun simț. Dar pentru că de Dumnezeu nu se teme, de oameni nu se rușinează, pentru femeia aceasta n-are nici măcar un dram de atenție sau de preocupare. Ce ai fi făcut? Știi că ai de-a face cu un om care de Dumnezeu nu se teme și de oameni nu se rușinează și spui, n-are niciun rost, așa-i? Situația mea este disperată, fără ieșire. Numai că Domnul Iisus spune, vă spun ceva la ce nu vă așteptați. Femeia n-a plecat acasă. A rămas în fața biroului domnului judecător. Și la prânz, când domnul judecător a ieșit să meargă să mănânce, femeia aceasta văduie la ușă și spune, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Și domnul judecător pleacă. Se întoarce de la masa de prânz. Cine e în fața biroului? Văduva. Și spune, fă-mi dreptate cu pârâșul meu. Și intră iritat în birou să-și vadă de afacerile lui și termină lucru la ora 4 după masă să meargă spre casă.
Cine e în fața ușii? Femeia văduvă. Fă-mi dreptate cu părâșul meu. Și pleacă acasă. Vine a doua zi dimineața la serviciu, la ora 8, cine e în fața biroului? Aceeași femeie. La ora 12, la ora 1, la ora 4. În fiecare zi este la ușa lui și îi spune, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să facă dreptate. Multă vreme nervii acestui judecător, împietrirea lui, lipsa de frică de Dumnezeu, lipsa de rușine de oameni, l-au făcut să nu-i dea niciun fel de atenție. Cine a cedat? Cine a cedat? Omul care de Dumnezeu nu se temește de oameni, nu se rușinează. Cine a fost mai tare în această confruntare? Cea mai vulnerabilă persoană din cetate. Care este arma ei care a biruit? Care e arma ei? Perseverența. Perseverența ei. Perseverența ei este mai tare decât nervii judecătorului, decât împietrirea lui, decât necredința lui, decât lipsa lui de caracter. Perseverența acestei femei vulnerabile este mai tare decât absolut tot sistemul acesta ticăloșit al judecătorului. Dacă ai fi auzit din gura Domnului această întâmplare, ce ai fi zis? Extraordinar. Aceea da femeie, aceea da luptătoare, aceea da femeie care nu se dă bătută până la capăt, ci biruie. Numai că Domnul Iisus schimbă imediat perspectiva și spune, auziți ce zice judecătorul nedrept. Am ajuns la punctul la care nu mai rezist. Îi fac dreptate să scap de ea. Și când Domnul rostește cuvintele din gura judecătorului, versetul 7, schimbă total perspectiva și ne îndreaptă ochii spre cer. Și Dumnezeu. Și Dumnezeu. În contrast cu judecătorul acesta nedrept, este un Dumnezeu bun și drept, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu, care este pe tronul de îndurare, Dumnezeu care e plin de bunătate, Dumnezeul nostru a cărui îndurare și bunătate se ridică mai presus de nori. Dumnezeul care este judecător bun și drept, Dumnezeu care este sfânt, nu va face ce să facă? Dreptate cui? Aleșilor lui. Adică nu va face Dumnezeu dreptate copiilor lui? Dacă te-ai uitat la ceea ce se întâmplă într-o lume fără Dumnezeu, oare cât de glorioase pot fi în lumea lui Dumnezeu? În împărăția lui Dumnezeu? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, măcar că, ce face? Zăbovește. Adică Dumnezeul bun, Dumnezeul drept, zăbovește? Dar de ce zăbovește? De ce nu ne răspunde imediat? Răspunsul numărul 1. Dumnezeu conduce istoria după planul lui. În planul lui sunt prevăzute toate lucrurile și vremea fiecăruia. În Eclesiastul, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune că toate lucrurile de sub soare își au vremea lor. Cine a stabilit vremea? Creatorul, Dumnezeu stăpânul. Dumnezeu conduce istoria nu după agenda mea, nici după agenda ta. Îi spune lui Daniel că istoria poporului Israel este condusă după planul lui Dumnezeu și vor trece 70 de săptămâni de ani. Ne spune în Galateni, capitolul 4, versetul 4, că la împlinirea
vremii Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul lui născut din femeie. La împlinirea vremii. Cine a stabilit împlinirea vremii? Agenda lui Dumnezeu. După învierea Domnului, ucenicii s-au apropiat de El și i-au pus următoarea întrebare. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul le spune, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Dumnezeu le-a păstrat sub autoritatea Lui. Când Dumnezeu tace, când Dumnezeu zăbovește, nu înseamnă că nu-i preocupat. Nu înseamnă că nu-i pasă. Înseamnă că Dumnezeu pregătește răspunsul după calendarul Lui, în planul Lui, la vremea stabilită de El. Avram cere de la Dumnezeu un copil. Și după câțiva ani de zile, nu mai poate și spune, Doamne, mor. Mă apropiu de vârsta în care mor și nu mi-a răspuns la întrebare. Și Dumnezeu îl duce afară și spune, uite-te spre cer, e seară. Numără stelele cerului, dacă le poți. Așa va fi sămânța ta. Doamne, dar cum să fie așa că n-am nimica? În planul lui Dumnezeu era trecută vremea, era trecută ziua, era trecut locul în care Dumnezeu îl va binecuvânta pe Avram cu un copil de la Sara după cuvântul lui Dumnezeu. În dreptul meu, în dreptul tău, în dreptul lui Kevin, Dumnezeu are binecuvântările la vremea potrivită. De ce îi spune cuvântul lui Dumnezeu? Bine este să aștepți în tăcere, nu în agitație, nu în neliniște, nu în starea aceea de tensiune lăuntrică. Dumnezeu conduce istoria după planul lui, după agenda lui. Și când Dumnezeu zăbovește, zăbava lui Dumnezeu este doar în mintea noastră. După calendarul nostru. După calendarul lui. După calendarul lui, toate sunt la vremea potrivită. De aceea, dacă ai trimis înspre cer rugăciuni și încă n-ai primit răspunsul, să nu care cumva să crezi că lui Dumnezeu nu-i pasă de tine și de rugăciunile tale. Să nu care cumva să crezi că Dumnezeu nu este implicat pentru că nu ți-a răspuns. Sunt toate în laboratorul lui Dumnezeu și le pregătește pentru vremea potrivită. Binecuvântat să fie Domnul! Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă? Ce fac? Se roagă zi și noapte. Se roagă zi și noapte. Adică aleșii Lui au trimis o rugăciune spre cer și acum în vremea așteptării se roagă zi și noapte către Dumnezeu și bat zi și noapte la poarta cerului. De asta ce rost mai are? Le spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. Vremea așteptării este vremea în care este testată, este examinată credința mea și credința ta. În vremea așteptării este examinată, este trecută prin testul focului, credința ta și credința mea. Cum se face verificarea aceasta dacă am o credință sănătoasă, adevărată? Știu că Dumnezeul meu este un Dumnezeu bun. Și le spune Domnul în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, ucenicilor lui, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune cui? Copiilor voștri. Oare Tatăl vostru ceresc e mai prejos decât voi, oamenii pământești și supuși greșelilor? Oare credința mea în Dumnezeu șovăie, se clatină datorită faptului că Dumnezeu întârzie? Dacă șovăie credința mea, dacă credința mea nu este ancorată în Dumnezeu, în caracterul Lui, în adevărul Lui și în promisiunile Lui, și credința mea nu este însoțită de rugăciunile mele,
Ce iese la iveală este o credință bolnavă. O credință care, dacă n-a primit imediat, trage concluzii greșite. Se întâmplă în relația noastră cu copiii sau cu nepoții. Își doresc ceva și își doresc atât de tare și dacă nu-i dai, știi ce spune? Dacă m-ai iubi, mi-ai da. Concluzia, dacă nu-i dai, nu-l iubești. Am văzut într-o împrejurare o fetiță drăgălașă, cât că este 7-8 ani de zile, drăgălașă de nu mai poți de dragul ei. Dar are mare poftă de dulciuri. Și era cu părinții undeva, înainte de masa de prânz, și a trecut pe lângă un stand cu dulciuri. Atrasă ca magnetul. S-a dus ca și teleghidată, direct acolo, și ochii se mișcau pe paleta de dulciuri. Și tata i-a spus, nu, mai întâi mâncăm, dacă mănânci dulce, acum strică pofta de mâncare. S-a uitat înspre mama. Și mama, ce să zică dacă a zis tata nu? Și s-a uitat înspre mine. Și a zis, numai vă rog să veniți să-mi citiți ce scrie pe ambalaj. Și am spus, nu pot, că a zis tata nu. Da, dar dacă m-ar iubi, m-ar da. Concluzia este că dacă nu-i dai atunci, nu-i dragoste. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră? Nu cred. Cred că copiii și nepoții de la Emanuel sunt de ăștia care mănâncă numai zarzavaturi și legume. Dar concluzia este, dacă nu-i dai atunci ce-și dorește, ce poftește, este nu mă iubești. Lucrul acesta se poate întâmpla în relația noastră cu Dumnezeu. Nu mi-a dat ce i-am cerut când i-am cerut. Înseamnă că nu mă iubește. Și dacă nu mă iubește, atunci de ce să mă mai rog? Dacă necredința mea are efect negativ asupra rugăciunii, concepția mea greșită despre caracterul lui Dumnezeu îmi influențează viața de rugăciune. La ce să mă mai rog dacă nu mă ascultă? Dacă nu mă iubește? Dacă nu-i pasă de mine? Și trag concluzii greșite și mă uit la Dumnezeu și am impresia că Dumnezeul meu nu-i bun, nu-i sfânt, nu-i drept, nu-i pasă de mine. Și în mintea mea păcătoasă, caracterul lui Dumnezeu este deformat. Și pentru că i-am deformat lui Dumnezeu caracterul în mintea mea, nu mai am nici bucurie, nici motivație, nici plăcere să mă mai rog. Când va veni Fiul omului, va găsi credință că Dumnezeu rămâne veșnic bun și drept. Că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care nu lipsește de niciun bine pe cei ce se încred în El. Va găsi Dumnezeu credința aceea care se manifestă prin rugăciune și zi și noapte strigă către Dumnezeu. Dar de ce să strig zi și noapte? Pentru că frecvența și intensitatea rugăciunilor mele demonstrează cât de mult doresc lucrul acela. Intensitatea și frecvența rugăciunilor mele dovedește cât de mult îmi doresc lucrul acela. Întoarceți la textul pe care l-am menționat deja din Luca, de la capitolul 11. De la versetul 5. Apoi le-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntrul casei lui prietenul acela îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, se va scula și îi va da ce-i trebuie. Intensitatea, dorința acestui om de a nu lăsa pe prietenul lui flămând este atât de mare încât nu se poate duce acasă cu mâna goală.
Și este la ușa altui prieten care s-a culcat și atâta bate la ușă pentru că nu se poate duce acasă fără răspuns. Atât de mult își dorește să-i dea de mâncare prietenului lui. Și Domnul Iisus spune, înțelegeți? Stăruința noastră dovedește cât de mult ne dorim lucrul respectiv. Dacă mi-l doresc așa de pe vârful limbii, am cerut o dată, am cerut de două ori, dacă n-am primit, nu. Asta este. Dacă poți trăi fără lucrul pe care l-ai cerut, rugăciunea va fi atât de slabă și de searbădă, va fi atât de anemică încât nici tu nu mai crezi în ea. Omul acesta care bate la ușa prietenului noaptea, crede atât de mult în datoria lui de a îi da celuilalt de mâncare, încât nu se duce acasă, ci continuă să bată. Și spune, nu se poate. Și Domnul spune, cât de mult îți dorești lucrurile pentru care te rogi? Cât de mult dorești lucrurile acelea? Văduva aceea cu judecătorul nedrept n-a putut să trăiască cu nedreptatea. Nu s-a putut obișnui să trăiască în nedreptate. Atât de mult și-a dorit dreptatea încât n-a putut să meargă acasă și să stea liniștită, nepăsătoare, până când i s-a făcut dreptate. Tragedia este când ne-am obișnuit cu nedreptatea. Dar oare care sunt nedreptățile cu care ne-am obișnuit? Nedreptăți cu care ne-am obișnuit și nu mai batem la ușa îndurării și nu mai strigăm zi și noapte. Îngăduiți-mi să menționez doar câteva, sunt mult mai multe. Prima. Ne-am obișnuit ca numele lui Dumnezeu să fie luat în deșert. Așa că ne-am obișnuit ca numele lui să fie luat în deșert? Ca și omenire ne-am obișnuit ca numele lui Dumnezeu să fie luat în deșert. De aceea nu mai luăm poziție. De aceea nu ne mai rugăm și spunem, Doamne, sfințească-se numele Tău. De aceea ne îngăduim să ne uităm la emisiunile televizor în care blestemele și înjurăturile abundă la fiecare frază. Ne-am obișnuit cu ele. E batjocorit Dumnezeu și noi ne distrăm. Doamne, ai milă de noi! Prin 1950 ceva, când a apărut primul film în America în care s-a rostit prima înjurătură, creștinii din America s-au ridicat ca un singur om să protesteze. Astăzi se uită zi de zi, ceasuri întregi și nu-mi mai deranjează. La serviciu sau în familie ne-am obișnuit să fie necinstit Dumnezeu. E nedreptate, Creatorul să fie batjocorit. Doamne, iartă-ne! Pentru că nu ne mai pasă și nu ne mai doare slava numelui Tău în mijlocul caselor, în mijlocul oamenilor, în societatea în care trăim. E o nedreptate teribilă, dar ne-am obișnuit cu ea. Ne-am obișnuit cu altă nedreptate. Ne-am obișnuit cu nedreptatea copiilor peste care a fost chemat numele Domnului și am pus numele Domnului peste ei în binecuvântare. Ne-am obișnuit să-i vedem că se duc pe calea lumii. Așa că ne-am obișnuit și cu asta. E atâta nedreptate. Am pus numele lui Dumnezeu și așa spune, să pună numele meu peste ei și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Și apoi îi vedem că merg pe calea păcatului. Și în loc să tremurăm, să ne înfiorăm, să spunem, Doamne, e nedreptate. Ți-au fost aduși ție. Ți-au fost încredințați. Și acum cel rău și lumea i-a luat de la tine. Doamne, nu putem sta zi și noapte să nu spunem, întoarce-i înapoi. Întoarce-i acasă. Ne-am obișnuit cu altă nedreptate. Oameni care au intrat în apa botezului și au jurat că îl vor sluji pe Domnul și vor rămâne lângă el până la capătul vieții. La câteva vreme, mai lungă sau mai scurtă, se duc pe calea păcatului, se întorc înapoi în lume. Trecem pe lângă ei
și nu ne mai înfiorăm. Ci mai degrabă devine subiect de bârfă decât subiect de rugăciune. Și spunem, ai văzut pe cutare, ai văzut-o pe cutare. Și nu ne mai înfiorăm la nedreptatea aceasta. O altă nedreptate. Oameni pentru care a murit Hristos. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră să moară pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și 1 Ioan capitolul 2 spune, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregii omeniri. A murit ca tu și eu să nu mergem în iad. Ca să fim mai lui Dumnezeu, să primim iertarea păcatelor. Și ne-am obișnuit și nu mai strigăm, Doamne, adu vremuri de pocăință. Întoarce oamenii la Hristos Domnul. Așa că ne-am obișnuit și cu astea. Și de aceea rugăciunile pe care le aducem la Dumnezeu sunt rugăciuni din astea care spunem, Doamne, mulțumesc că ne-ai ajutat să venim în casa Ta. Lucru frumos. Dar dacă atât ai tot, am venit în casa Ta și de aici, Doamne, în alți rugăciuni, mântuiește pe cei din casa mea. Sunt aici, Doamne, împreună cu frații, mă doare și nu mă pot obișnui că se vor duce în iad, că sunt pe calea pierzării. Nu mă pot obișnui, nu pot accepta, nu pot trăi așa. De aceea, Doamne, înălțăm strigătul nostru și spunem, adu ziua întoarcerilor la Tine. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte? Vă spun că le va face. Dar oare va găsi credința aceasta în Biserica Emanuel? Va găsi credința aceasta în inima mea sau în inima ta? Răspunde în inima ta. E nedrept ca într-o țară ca România să se voteze legi împotriva lui Dumnezeu. Doamne, fă dreptate! Pentru ce o să te rogi acum? Care va fi strigătul tău către Dumnezeu? Urmează 15 minute în care strigăm către Dumnezeu în rugăciune congregațională, rugăciune când suntem la oaltă, pentru că Biblia spune, dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Și psalmistul spune, un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Care e lucrul care îl dorești fierbinte? Care e strigătul tău? Din toată inima strig eu, Doamne, mântuiește pe toți din familia noastră. Nu lăsa niciunul, ar fi nedrept. Pentru că ai murit pentru ei. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Avem 15 minute de rugăciune și n-am vrea să le risipim. Și n-am vrea să le aducem rugăciuni leșinate sau rugăciuni în care nu-i cerem lui Dumnezeu să facă dreptate în mântuire, în sfințire, în onorarea numelui Său, să nu facă Dumnezeu dreptate în aduce peste lumea aceasta vremuri de pocăință. Venim înaintea Domnului și începem rugăciunea de data aceasta cu frați, surori de la balcon și mergem în tronsoane la balcon și apoi venim în tronsoanele de jos. Începem cu primul tronson de la balcon în rugăciuni scurte, cu voce tare. Lucrul acela pe care îl aduci din toată inima, îl aduci înaintea Domnului și spunem din toată inima, ascultă, Doamne, rugăciunea prin aminul nostru. Începem să ne rugăm.